dragi participanți, dragi prieteni, că deja suntem unii dintre noi participanți constanți și am devenit, nu, prieteni virtuali. Îi mulțumim astăzi domnului conferențiar dr. Adrian Goldiș, este invitatul specialistul gastroenterolog care a răspuns invitației noastre. Îi mulțumim că este alături de pacienții din vestul țării. Îi mulțumim că ne primește de fiecare dată la Timișoara și ne ajută să organizăm întâlnirile, forumurile cu pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Din păcate, acestea în această perioadă nu mai pot fi susținute. Ne-am gândit să rămânem aproape, să îl invităm alături de noi, să aveți posibilitatea să aflați opinia domniei sale pentru întrebările pe care ni le-ați trimis pe Facebook, pe site, ca de obicei. Vă invit, ca și în sesiunile anterioare, dacă aveți o întrebare referitoare la agenda pe care o vom parcurge, să ne adresați fie direct, fie în secțiunea de chat. O scrieți, noi vedem întrebarea, eu adresăm domnului doctor. Da? Și zic să profităm de timp, să profităm de prezența domnului doctor. Bună seara, domnule doctor, vă mulțumim! Bună seara și mă bucur să ne revedem, chiar dacă nu ne vedem live, ne vedem pe internet. Și îmi pare rău că anul ăsta n-am mai putut continua șirul întâlnirilor de la Timișoara, dar nu disperăm. Când se va putea, sunt convins că le vom relua și pacienții noștri se vor bucura de el. Haideți să vedem ce întrebări avem până acum. Poate ar fi bine le citiți dumneavoastră, le răspund eu și vedem între timp dacă mai sunt întrebări sau care apar pe parcurs al unei lămuriri. Sigur că dacă și în edițiile anterioare ne propunem să venim în sprijinul pacienților cu informații pe subiecte care ne-au fost propuse. Noi avem această agendă și o să o parcurgem. O să luăm prima întrebare care se referă la se recomandă efectuarea vreunor analize de marcări tumorali pentru pacienții cu Crohn sau colită ulcerativă pentru a ne asigura, nu, că nu, evoluția bolii nu duce spre un proces de malignizare. Deci, în principiu, cineva ne întreba despre dacă pacientul cu boală inflamatorie intestinală ar trebui să aibă grijă și să-și facă, sau ar fi bine să-și facă anumiți marcări tumorali, care ar fi aceștia, sau dacă în plus față de investigațiile obișnuite, colonoscopie, biopsie, trebuie să avem în vedere și urmărirea acestui aspect. Deci cam asta ar fi esența unei întrebări de la un pacient pe care am trecut-o la primul punct din agenda noastră. Ca să încep cu răspuns la această întrebare, aș pune un mesaj pozitiv. Într-adevăr, mulți există așa un zvon că bolile inflamatorii ar crește riscul de neoplazii în sfera digestivă, dar mesajul pozitiv este că pacienții cu boli inflamatorii nu au o scădere a speranței de viață. Deci este un fals, o falsă temă și s-a dovedit că, într-adevăr, pacienți care au poate mai mult de 10 ani de evoluție de boală inflamatorie cu pancolită și nu sunt urmăriți corect, ar putea avea un risc crescut. Dar ce înseamnă urmăriți corect? O endoscopie, o colonoscopie obligatorie la 5 ani și la 10 ani, dacă acestea nu se efectuează anual sau ori de câte ori trebuie. Și cu cât crește durata de la apariția bolii, se recomandă colonoscopie totală cu biopsii țintite acolo unde par a fi niște plaje de mucoasă cu desen crescut sau polipi, cu folosirea unor coloranți specifici, cum este albastru de metilen sau indigo carmin, sau cu actualele filtre care au endoscopia, videoendoscopia modernă cu magnificație, toate acestea arătând niște zone cu potențial de risc de displazie de grad înalt sau chiar neoplazie. În caz că acestea apar,
Endoscopistul poate marca locul pe parte și alta a leziunii și problema poate fi rezolvată elegant laparoscopic, fără o chirurgie mare invazivă. Deci, cu un control endoscopic țintit și efectuat ori de câte ori trebuie, putem preveni apariția acestor probleme. Nu se recomandă uzual marker tumoral, adică nu ne gândim la aceasta. Colonoscopia cu biopsie țintită acolo unde este cazul ne dă cele mai bune relații asupra unui posibil focar sau unei zone cu risc de degenerescență malignă. Am înțeles. Deci, m-auziți? Da, noi vă auzim. Noi vă auzim. Vă și vedem. Bine. Deci, ideea este că pacientul aflat în monitorizarea medicului, în investigațiile curente stabilite de medic, nu trebuie să mai facă altceva în plus sau să se teamă ca să-și verifice anumiți marcări. Colonoscopia este ceea ce trebuie să facă de câte ori trebuie. Și dacă sunt leziuni suspecte, se poate face polipectomie, se poate biopsa și atunci se poate decide. Ok, asta e o veste bună, într-adevăr. Că dacă sunt întrebări din partea pacienților, pe acest subiect, dacă avem vreo întrebare de la cei participanți, vă invit să deschideți microfonul sau să scrieți. Am văzut că deja apar întrebările. Bun. Dacă nu avem întrebări, ținem microfonul închis, pardon, ca să nu intre sunetele în direct, sunetele din jurul nostru. Atunci, un subiect destul de dezbătut și foarte mulți pacienți se întreabă ce facem că tratamentul ăsta imunosupresor în bolile inflamatorii intestinale ne scade imunitatea și devenim vulnerabili sau foarte vulnerabili la contracta alte boli, alte infecții, alte viroze, alte complicații. Chiar o întrebare era legată de cancerul de piele și ca atare, concluzionând, întrebarea este dacă tratamentul imunosupresor dezvoltă la pacient o stare de vulnerabilitate astfel încât toți factorii de risc să devină agresivi sau, mă rog, să contractăm o mulțime de boli. Ce ne puteți spune despre subiectul acesta? Deci, tratamentul imunosupresor este un tratament foarte bun cu bune rezultate și cu costuri mici, dar trebuie să știm că poate avea și alte efecte secundare prin scăderea imunității pe lângă ce menționat acolo, viroze, pancreatite, limfoame la tineri. Și trebuie știut că în boala Crohn, mai ales în rectocolită, nu se indică de la început o asociere imunosupresor cu tratament biologic. Dar s-a demonstrat în studiile SONIC că dacă de la început asociem un biologic cu un imunosupresor, adică infliximab cu un imunosupresor, eficiența lor se însumează. Deci de la 20% imunosupresorul, 40% biologicul, se ajunge undeva la 60%. Și de aceea se recomandă, mai ales în primele 6 luni de tratament biologic, asociere cu un imunosupresor. Dar toate acestea au niște costuri, fiindcă există studii care au urmărit efectele secundare de la infecții serioase, severe. Pentru imunosupresoare biologic separat și cele două grupe împreună și s-a văzut că, într-adevăr, efectele lor se însumează. Deci atunci când folosesc separat există niște riscuri, dar când se folosesc împreună, ele practic, asta nu trebuie să ne sperie foarte tare.
trebuie să fie totdeauna un raport corect cost-beneficiu și se pot face, lua niște măsuri, de exemplu, vaccinarea pentru anumite infecții virusale înainte de a începe un tratament. Biologic și există o schemă întreagă care pacientul poate să meargă la un medic infecționist care să-i prescrie ce vaccinuri ar trebui să facă înainte de a începe tratamentul imunomodulator. Bineînțeles că și infecția cu TBC este o problemă care este destul de frecventă în România și noi tot facem un bilanț cu antiferon, grafie pulmonară și dacă sunt probleme, referăm pacientului colegului pneumolog tocmai pentru a preveni aceste risc de infecții și cel puțin o dată anual, dacă nu de două ori, facem cuantiferonul pacienților sub tratament imunosupresor și biologic. Deci, cumva, pacienții care se află în monitorizare, în evidența unui medic specialist, sunt supravegheați sau li se urmăresc toate manifestările în eventualitatea în care apar anumite boli pe fondul terapiei biologice. Cred că asta există să fie o condiție. Poate să meargă prima dată la medicul de familie dacă el nu e foarte clar. Ni le referă nouă și noi eventual ne mai sutim cu colegul infecționist tocmai pentru a-i oferi cea mai bună schemă de apărare pentru diverse infecții. Am înțeles. Permiteți-ne să luăm niște întrebări care apar. Una este deja, cea referitoare la ileita terminală, este deja în agenda noastră. Persoana ne-a trimis-o, pacientul ne-a trimis-o mai din vreme, am inclus-o în agenda. Deci sărim peste ea că vom discuta în pagina următoare. Cineva ne întreabă, pentru pacienții cu suprapopulare bacteriană, dacă se recomandă anumite analize sau test. Da. Bun, pentru suprapopularea bacteriană, dacă aveți vreo recomandare de analize, atât, așa sună întrebarea, pentru pacienții cu suprapopulare. Este un test respirator care se face pe interval a două ore. Da. Și odată această suprapopulare documentată, există un tratament cu un antibiotic rezolvabil doar la nivelul intestinal, care are ca efect reducerea acestei suprapopulări bacteriane și a rezolva efectele secundare, care de obicei majoritatea sunt balonare, excesivă. Luăm o întrebare următoare de la o doamnă care a fost în tratament cu Imuran timp de 9 luni și acum a oprit tratamentul pentru că dorește să rămână însărcinată. Ne întreabă care ar fi perioada pe care trebuie să o aștepte sau să treacă de la oprirea tratamentului. Da. 2-3 luni. E o perioadă optimă, dar efectele secundare nu sunt atât de evidente și tratamentul imunosupresor nu este demonstrat cu mari efecte teratogene. Câteodată se folosește chiar pe parcursul sarcinii. Dar bineînțeles că e mult mai bine să fim prudenți și eu aș zice că o perioadă de 2-3 luni de washout, deci fără tratament imunomodulator, e suficient. Cu posibilitatea de a relua ulterior tratamentul. De a se relua tratamentul. După naștere. Mulțumim. Aș reveni la agenda noastră. Mai luăm pe parcurs și întrebări ale pacienților de pe secțiunea de chat. Următorul punct în agenda noastră, următoarea propunere, era despre molecule noi disponibile pentru tratamentul pacienților cu boli inflamatorii intestinale. Ce este nou? Care sunt destinate tratării bolii Crohn? Care pentru colita ulcerativă? Ce ați putea să le spuneți nou pacienților în această privință, domnule doctor? Aici am vești foarte bune. Deci, tratamentele, vom începe cu tratamentul biologic, fiindcă acestea sunt tratamentele inovative. Imunosupresoare noi nu au apărut.
cele clasice compensate 100% de casă sunt infliximabul, produsul original și biosimilarele, și adalimumabul. Ulterior, cu, nu mai știu să vă spun, de la începutul anului, practic, a apărut și vedolizumabul. Vedolizumabul este de prima intenție, deci de prima linie la rectocolite moderate și severe, care nu răspund la tratamentul standard, și de linia a doua, în boală Crohn, care nu a răspuns la cele două tratamente biologice menționate anterior. Sau au contraindicații pentru cele două, cum ar fi, de exemplu, cu pozitiv cu risc de TBC, sau sunt o altă serie de contraindicații. Deci, vedolizumabul are avantajul de a acționa, sau dezavantajul pentru unii, de a acționa strict pe tractul digestiv. De aceea, el este, nu are restul de efecte secundare cu perfuziile, cum ar fi la infliximab sau cu anticorpii, dar este mai puțin recomandat la pacienți cu boli inflamatorii care au și manifestări extradigestive. Deci, aș menționa vedolizumabul mai ales pentru rectocolită, mai puțin rectocolita fulminantă, forma severă. Deci aici nu, fiindcă nu acționează foarte rapid. Iar al doilea preparat nou, sau al patrulea, cum ar veni, nou aprobat de către Casa de Asigurări, este ustekinumabul Stelara, care este de mult în arsenalul reumatologic, care are rezultate spectaculoase pe boala Crohn. Deci avem unul nou pe rectocolită, unul nou pe boala Crohn. În discuții cu casa este și golimumabul, care este subcutan, atât pentru rectocolită și boala Crohn. Ca noutăți, sunt studii, și eu particip la unul din ele, de fază 4, cu infliximab subcutan. Deci, infliximabul are dezavantajul perfuziei, care câteodată dă șocuri anafilactice. Se face inducția cu cele trei injecții standard, 0, 2, 6 săptămâni, și se continuă subcutan, ca și adalimumabul. Și probabil că ați mai discutat și în emisiunea anterioară, pentru pacienți cu boală Crohn și fistule, urmează sau probabil că din septembrie va începe administrarea la primii pacienți al ofiselului un tratament cu celule stem novativ pentru pacienți cu fistule, care are un rezultat spectaculos de până la 70% de închidere a fistulelor. Și mă bucur că Asociația Pacienților ne va sprijini. Am înțeles că există deja un plan de colaborare cu logistica, cu transportul, cu, mă rog, pentru a ajuta, se face centralizat la București într-un singur centru de chirurgie. Practic, sunt două ședințe și noi ne bucurăm că putem ajuta chiar pacienți care nu se descurcă așa de bine să ajungă cum trebuie la spital, să fie internat, și e un tratament inovativ care ne bucurăm, chiar dacă este foarte scump, că și Casa de Asigurări l-a înglobat pentru acești pacienți cu această patologie traumatizantă cu fistulele. Alte tratamente noi care vor urma sunt risankinumabul, care este deja în România în dermatologie, în psoriazic, cu rezultate extraordinare. Risa pentru atât boală Crohn și rectocolită. Upaticinibul este în fază 3, tot pentru amândouă. Și probabil că și ertolizumabul. Deci, vedeți, o serie, sunt aproape 10 noi molecule care vor apărea în tratamentul bolilor inflamatorii. Acum, trebuie să menționez că par multe, dar, din păcate, mă auziți? Se aude acum? Vă auzim, da. Bun. Din păcate, toate tratamentele biologice, chiar dacă sunt spectaculoase sau și foarte scumpe, doar 40%, maxim 50% din pacienții noștri răspund la un an. Deci, e clar că avem nevoie de o alternativă. Am folosit unul, nu merge, îl folosim pe al doilea,
al treilea și foarte bine că putem găsi o soluție până la urmă pentru pacienți ca să le dăm un tratament eficient și să nu fim nevoiți să întrerupem și să nu mai avem nicio soluție. Mulțumim. Mă opresc, aici că după aceea sunt prea multe molecule și o să încurcăm pe pacienți, dar ce trebuie să înțeleagă ei? Practic, vedolizumabul pe rectocolită și ustekinumabul pe boală Crohn sunt două produse noi care cei care nu răspund satisfăcător la infliximab și ADA pot să apeleze la ele. Deci vor avea și alte alternative de tratament. Asta este, de fapt, exact. Cred că cel mai bun mesaj și cel mai îmbucurător mesaj pentru pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Aș lua de aici o scurtă întrebare. Dacă este recomandat să facem vaccin, întreabă cineva, pentru zona zoster. Nu știu în context. Nu e standard și pentru tofaticinib, dacă va apărea tratamentul la noi, în mod sigur va deveni obligatoriu. Dar doar în tofaticinib, nu în restul. Nu este uzual pretratament. Dar opțional, dacă pacientul a avut poate în antecedente zona zoster și vrea să prevină o recidivă, se poate adresa colegilor infecționiști pentru vaccinare. Am înțeles, domnule doctor. Să încercăm să parcurgem agenda noastră, dacă vrei, Mihaela, să ne ajuți cu pagina următoare. Da, o întrebare referitor la apendicectomie, pentru că am tot auzit noi pacienții că în cazul în care cineva are eliminat apendicele, poate că nu face o boală inflamatorie, poate că face o formă ușoară, poate că nu are altceva inflamatoriu în zona digestivă a colonului și atunci vă întrebăm, este real, nu este? Apendicectomia diminuează riscul de a dezvolta o boală inflamatorie sau nu are nicio legătură? Nu este cert, dar apendicectomia la vârste tinere predispune la apariția bolii Crohn. Este un rezultat pe care l-am văzut, pe multe studii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să contraindicăm apendicectomia. Deci e doar o constatare și ori de câte ori este necesară, ea trebuie făcută. Deci cam atât despre apendicectomia. Eu am îmi cer scuză, un minut trebuie să răspund la un apel în altă parte și revin. Nu țineți dumneavoastră, mai discutați alte puncte? Sigur, nicio problemă. Nicio problemă. Vă așteptăm. Ocazie cu care cred că pacientul care ne-a trimis întrebarea despre ileită poate să vadă deja acum pe ecran că am luat întrebarea, deci urmează să domnul doctor să ne explice și să vă și răspunde. Dacă sunteți conectați, o să aveți ocazia să puneți și alte întrebări. Bun, văd aici ceva legat și de vaccinul antigripal. Da? O să le întrebăm pe domnul doctor și despre vaccinul antigripal. Iată, de data aceasta nu ne ajută foarte bine semnalul și conexiunea domnului doctor. E mai departe de noi, așa? Bine semnal așa de la Timișoara și ajunge mai greu pe unde suntem noi. Da. Văd și o altă întrebare referitoare la niște studii clinice. O să le întrebăm pe domnul doctor. Dacă doriți să adresați întrebarea direct referitor la studiu clinic, vă invităm să intrați în direct. Să sperăm că are și semnal, domnul doctor. Da. Da, am revenit. M-auziți? Am revenit. Vă auzim. Domnule doctor, cineva ne învață aici și ne recomandă să vă spunem că dacă semnalul va mai fi foarte slab și vă pierdem, să închideți camera, că poate așa reușim să vă auzim mai bine. Așadar, dacă la un moment dat nu vă auzim, o să vă rog să închideți camera. Bine. Da? Că okay. Poate vă auzim mai bine.
O să vă mai adresez câteva întrebări pe care le-am primit de la pacienți. Avem foarte multe, o să le luăm așa în măsura timpului. Ne întreabă cineva, referitor la tratamentele noi despre care ați vorbit, dacă în România se fac cumva studii clinice cu, scrie aici, SER-287. Eu particip într-o serie de studii clinice, dar nu știu să fi, nu știu substanță de bază. Deci asta e o denumire a unei molecule înainte de a ajunge în stadiu, în faza 3 de studii. Deci o moleculă în faza 2, nu pot să vă spun dacă da și nici unde, în ce centru. Am înțeles. O altă întrebare, dumneavoastră ați recomanda ca pacientul cu boală inflamatorie intestinală să facă vaccinul antigripal? Este bine să ne facem vaccinul antigripal? Întreabă Oana. E o întrebare bună. Eu personal nu mi-l fac, acum, cu toată sinceritatea. Acum, în contextul actual, cu și cu COVID-ul, unii zic că e bine de făcut, că e un vaccin care, na, se cunosc mai multe efectele secundare. Toate niște riscuri și acum depinde foarte mult de, și de imunitatea generală a pacientului și de ce tratament asociat ia. Am înțeles. Dacă ia, de exemplu, un imunosupresor cu biologic împreună, poate ar fi bine să-și facă un tratament, un vaccin antigripal. Dar dacă ia, da, de exemplu, 5 ani sau, să zic, nu neapărat. Nu neapărat, am înțeles. E adevărat că această pandemie și temerile de coronavirus ne bulversează în, da, tot. Chiar văd aici o întrebare referitor la virusul SARS-CoV-2, că pacienții uneori se tem să meargă să facă RMN în această perioadă pentru că, nu știu de ce, nu se dezinfectează aparatul și că ar fi periculos sau nu. Nu văd la RMN. Acum riscul există oriunde. Noi am trecut de la etapa din luna martie, când am fost foarte speriat și pacienții noștri nu mergeau nici cum în spital și am reușit să le trimitem rețetele online la farmacie, le-am făcut în ambulator perfuziile, dar am reușit să nu le întrerupem. În etapa actuală suntem... Ne auziți? Mai liniștiți? Da, vă aud. Să încarc... Noi vă auzim tare întrerupt, domnule doctor. Să închid camera video. Acum mai bine? Da, închideți camera. Am mai bine camera. Să vă auzim. Da. Bun, okay. Trecem la agenda noastră, pentru că este o întrebare pe care am primit-o pe e-mail, parcă sau pe Facebook, așa că iată că le punem în agenda. Vorbim despre ileita terminală nespecifică. Mai exact, cineva ne întreabă, dacă am fost diagnosticat cu ileită terminală nespecifică, înseamnă neapărat că o să am boală Crohn? Este același lucru cu boală Crohn? Există riscuri de a dezvolta inflamație intestinală extinsă la colon spre boala Crohn? Deci vorbim ileită terminală nespecifică. Deci haideți să traducem ce înseamnă aceasta. Pacientul respectiv a făcut o colonoscopie cu ileoscopie și endoscopistul a constatat că există o aspect de ileită, deci un pic de congestie, inflamație a ileonului terminal. A luat o biopsie care îi confirmă aceasta, dar nu-i confirmă diagnostic de boală inflamatorie intestinală. Asta trebuie colaborat cu prima analiză care trebuie făcută, este calprotectina fecală. Dacă o ileită terminală nespecifică are o calprotectină de 3000, 100% e o boală inflamatorie. Dacă calprotectina e normală, sub 50, e puțin probabil să aibă vreo legătură cu boala inflamatorie intestinală. Dar noi, acum eu de-a lungul timpului, văzând așa în 20-30 de ani de boală inflamatorie, avem o categorie de pacienți cu așa numită colită microscopică. Deci pacienți cu sindrom diareic, cu colonoscopie totală normală, dar care la biopsie au modificări sau limfocitare sau colagenă, deci o inflamație la nivelul colonului,
care în timp brusc pot dezvolta boală inflamatorie intestinală, dar nu știm care e triggerul și de ce se întâmplă aceasta. Acum, pacienta care ne întreabă asta nu trebuie să fie speriată, trebuie tot văzut în context clinic. Deci, practic, la ea colonoscopistul a văzut doar o porțiune din intestinul subțire. Eu i-aș recomanda să-și facă și un entero-RMN, fiindcă entero-RMN-ul vede tot intestinul subțire și se vede dacă cumva sunt modificări de boală inflamatorie la restul intestinului subțire, plus calprotectina fecală. Dacă și entero-RMN-ul și calprotectina fecală sunt normale, atunci putem sta liniștiți. Medicul curant o să-i dea un tratament simptomatic la acuzele ei și vede în timp, eventual își repetă la 6-12 luni o calprotectină fecală, nici măcar o colonoscopie. Și dacă aceasta crește și simptomele nu merg, atunci trebuie reluată colonoscopia, enteroscopia. Întrebarea ne-a fost pusă de un domn, cred că este chiar conectat cu noi. Așadar, dacă aveți și alte întrebări legate de acest subiect, vă invităm să o adresați. Dacă nu, putem să trecem mai departe. Da? Da. Am înțeles că Oana dorea să pună o întrebare. Ești cu noi? Ești conectată? Nu. Bun, trecem mai departe. Ce suplimente ne ajută pentru a avea puțin mai multă energie, ne întreabă cineva, atunci când avem o stare de oboseală accentuată, perfuzii cu vitamina C sau ce altceva ne-ar putea ajuta? Bun, întrebarea este foarte bună pentru un pacient cu boală inflamatorie intestinală, fiindcă de obicei pacienții noștri se plâng de câteodată lipsă de energie. Dar, în primul rând, trebuie făcut un bilanț și văzut dacă nu cumva pacientul are anemie. De la asta pornim. Anemie, deci hemoglobina, dacă e normală, și sideremia. Dacă nu cumva trebuie să-i dăm un supliment de fier. Eu cu asta aș începe. Boala inflamatorie intestinală de obicei este asociată și, mai ales în țările nordice, cu deficit de vitamina D. Și trebuie văzut și nivelul vitaminei D și aici a suplimenta vitamina D mi se pare logic. Pacienții cu boli severe au hipoalbuminemie, deci poate corectat nivelul albuminemiei. Vitamina C nu văd nimic rău, vitamina K, D, B-uri, deci orice supliment de vitamine, eu sunt prieten și cu ginsengul, câteodată recomandăm ginsavita, ginseng cu vitamine, care dă un plus de energie. Deci toate colaborate, văzut, într-adevăr, trebuie colaborate și cu pierderile, dacă sodiu, potasiu, seric sunt normale. Deci întâi un bilanț la medicul de familie, ca să facă un bilanț și trebuie, bineînțeles, corectate toate deficitele vitaminice. Chiar aș profita de întrebare și de faptul că ați amintit despre vitamina D și celelalte pentru a anunța și ca să nu uit până la sfârșit că noi chiar o să avem în scurt timp, cred că într-o săptămână, invitat și un doctor, un medic, da, care nutriționist, apoi iată, vom putea să dezvoltăm subiectul nutriției în IBD mult mai bine, deci într-o sesiune separată, și de asemenea endocrinolog chiar săptămâna viitoare, dar o să anunțăm, astfel încât putem să reluăm discuțiile pentru cei care nu au participat la forumurile clasice, putem să reluăm discuțiile despre osteoporoză, despre suplimentare, monitorizare, despre efectele absorpției deficitare în bolile inflamatorii intestinale legate de osteoporoză. Așadar, iată, v-am anunțat deja să rămâneți conectați și să urmăriți când postăm evenimentele următoare ca să dezvoltăm separat și să discutăm despre osteoporoză, despre nutriție. Bun. Cineva ne întreabă hipoalbuminemia, cum se poate corecta? Mulțumesc! Deci hipoalbuminemia se poate corecta doar intraspitalicesc. Există pachete de spitalizare de zi de corectare a hipoalbuminemiei, dar fiecare spital are propria valoare. Deci, normal, albuminele sunt peste 3,5 grame la sută,
hipoalbuminemie e undeva sub 2,8. Dacă e sub 2, severă și obligatoriu trebuie corectată. Dar acestea nu pot fi făcute ambulator, să zice, fiindcă necesită perfuzii, nici măcar la nivelul medicului de familie. Deci trebuie făcute în spitalizare de zi de către gastroenterolog după ce avem o valoare exactă a albuminemiei. De obicei, în boală cron severă apar aceste hipoalbuminemii, care câteodată sunt cu impotență funcțională marcată de la pacient, cu umflarea, edeme de clive, nu se poate încălța și toate se rezolvă spectaculos cu tratament sau câteodată chirurgical când sunt stenoze colonice. Cumva este și o legătură și o trecere la următoarea întrebare, care se referea efectiv la anemia prin deficit de fier și anemia prin boală cronică. Ne întreabă cineva, spune că e pacient cu boală cron, cu afectarea intestinului cu fire și permanent are nivel scăzut al hemoglobinei. Cu ce se poate ajuta, fie prin medicamente, fie prin alimentație, așa încât să normalizeze valoarea hemoglobinei. Deci, cumva, întrebarea era anemia prin deficit de fier, anemie prin boală cronică. Da, atât în rectocolită și în cron se poate apare această anemie feriprivă, care este clar prin pierdere, prin sângerări, la nivelul leziunilor. Sub o hemoglobină sub 6 grame la sută, câteodată necesită transfuzii. Dar în mod normal nu folosim transfuziile de sânge, ci în prima etapă putem face, administra fier injectabil și putem corecta chiar cu un gram pe zi prin preparatele care există, nu mai spunem denumirea comercială. Și ulterior, după ce ajungem la un nivel rezonabil al hemoglobinei și sideremiei, să trecem la fier oral. Există acum, iar nu vreau să fac reclame la mic, dar medicul gastroenterolog sigur știe ce să vă recomande, ca să aducem sideremia la o valoare normală peste 90 de gamma la 100 și hemoglobina obligatoriu peste 10-11 grame la bărbați, poate 10 la femei. Altfel, clar, pacientul nostru va avea probleme, va fi obosit toată ziua și clar că necesită o corectare permanentă a hemoglobinei și a sideremiei. Și cealaltă parte a întrebării, alimente bogate în fier sunt spanacul, salate, ficat. Deci astea sunt alimentele cu cel mai mult conținut de fier. Ok. Dacă sunt întrebări pe subiectul acesta, vă invităm să ni le adresați. Da, bună seara. În boala rectocolită se pune accent pe proteină. Proteinele, shake-urile pe care le găsim în sălile de antrenament, forță, sunt recomandabile cele... Nu. În mod cert, nu. Și nu le recomandăm. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Cu drag. Atunci mergem mai departe. Iată că am ajuns la o întrebare legată de virusul SARS-CoV-2, având în vedere că colita ulcerativă este o boală autoimună. Care ar fi prognosticul unui pacient cu această boală și care contractează virusul SARS-CoV-2 neavând alte morbidități? Deci vorbim de un pacient cu RCOH, da, care contractează virusul, nu are alte comorbidități. Iată, ne-ați și spus că aveți de curând un pacient. Ce ar trebui să știe pacienții în situația asta? Pacientul nostru era bine mersi și s-a dus la băi, la Oradea și s-a întors cu infecție cu COVID, chiar nu se simte bine. E pe tratament cu adalimumab, cu o injecție subcutană la 2 săptămâni și am întrerupt o injecție. Deci nu se întâmplă nimica. Acum se simte mai bine și va relua tratamentul.
Nu avem foarte multe date, dar cu siguranță le vom avea în 2-3 luni, fiindcă există și în Societatea Europeană ECO acum un studiu în care o serie de medici curanți, membri ECO, care au mulți pacienți cu boli inflamatorii sub tratament biologic, vor îngloba datele lor într-o bancă de date centrală și există chiar date care au sugerat că tratamentul biologic ar fi util în tratamentul împotriva SARS-CoV-2. Deci s-ar putea chiar să fie inclus într unele scheme de tratament. Deci nu ar fi contraindicat. Acum depinde de la caz la caz și nu are rost să generalizăm aceste date, fiindcă e clar că un tratament, un pacient în stare gravă, cu insuficiențe respiratorii, cu tulburări de coagulare, cred că e cel mai bine să ne abținem să-i administrăm pe perioada aceasta critică, fiindcă nu știm clar efectele exacte. Dar acum, experiența care s-a acumulat, noi am fost la început foarte speriat și ne-am gândit să întrerupem tratamentul și, clar, ECO a dat semnalul, în niciun caz tratamentul nu se întrerupe, tratamentul biologic, fiindcă noi cu greutate am obținut la acești pacienți un efect terapeutic și e păcat să-l pierdem prin întreruperea tratamentului biologic care nu-l expune. Altă idee a fost să nu mai facem perfuzii și să facem switch-ul de la tratament injectabil la tratament subcutan, dar și aici ECO a spus clar, nu întrerupeți un tratament eficient, faceți perfuziile în ambulator, fiindcă putem să o facem, deci pacienții nu trebuie să meargă în spital, asta e problema lor, le frică să nu se infecteze în spital, ce o facem ambulator, pacienți programați nu se întâlnesc unii cu alții, le putem trimite rețetele prin internet direct la farmacie, nici nu trebuie să vină personal, la fel și trimitere de la medicii de familie. Deci toate acestea sunt reglementate în favoarea pacientului. Și, practic, încet, încet ne-am reluat activitatea normală în centrele dedicate pacienților, bineînțeles că ambulator, nu în spitale, fiindcă nu vrem să expunem sub nicio formă acești pacienți. Și acum o să vedem, din păcate, e clar că o să avem tot mai mulți pacienți cu boli inflamatorii, da, care fac și infecția și se vor acumula datele pe plan european, pe plan global și vom vedea dacă are vreo influență sau nu tratamentul biologic în vindecarea COVID-ului, infecției cu COVID sau nu. Dacă îmi permiteți, aș veni și eu cu încă o mențiune din cunoștințele mele și noi chiar am promovat și pe Facebook și pe site-ul asociației faptul că există chiar la nivel european acel Secure IBD, acel registru în care, dacă nu greșesc, medicii sunt încurajați să-și înregistreze sau să-și pună cazurile cu pacienții IBD și cu infecție cu SARS-CoV-2, tocmai în ideea de a apărea cât mai repede niște concluzii referitor la managementul, gestionarea unui pacient IBD infectat cu SARS-CoV-2. Deci, cumva, datele se adună, să zic, și la nivel european și internațional, dar probabil că nu este încă suficient de mult timp ca să fie o abordare clară asupra pacientului cu IBD infectat cu SARS-CoV-2. Bun. Mai avem o, cred că, ultima întrebare în agenda noastră de la o doamnă care e chiar conectată cu noi și ne întreba, spunea că a auzit despre o analiză pentru disbioza intestinală. Ce este, când este recomandată? Pentru că doamna ne spune așa, sunt pacient cu boală celiacă, localizare la, și cu boală Crohn, localizată la intestinul subțire, și a auzit de această analiză privind disbioza intestinală. Mă poate ajuta cu ceva? Pentru că în ultimul timp întâmpină niște probleme când mănâncă produse cu drojdie, cu cartofi. Dacă endoscopia superioară ar ajuta în situațiile acestea? Deci, în principiu, întrebarea este, domnule doctor, ce ne puteți spune despre disbioza intestinală? Datele despre flora intestinală sunt în plină dinamică de cercetare și se poate
face un mapping, deci se poate face în laborator să dăm pentru a vedea dacă există sau nu există disbioză intestinală. Nu avem încă statuate foarte clar, de exemplu, tulpini de E. coli sunt bune, tulpini de Clostridium sunt rele. Lucrurile sunt în plină dinamică și nu avem un mapping exact. În perspectivă vor exista pastile care vor fi înghițite de pacienți ca să-i corecteze această disbioză. Acum, în cazul de doamne care are și boală celiacă și boală Crohn, poate boală celiacă este rezultatul bolii Crohn, e clar că trebuie să țină un regim de cruțare fără gluten și din câte am înțeles, localizarea este intestin subțire, deci poate mai util decât o endoscopie superioară ar fi sau o enteroscopie sau un enteroremene de văzut și văzut care este stadiul leziunilor în boală Crohn și, bineînțeles, de văzut dacă tratamentul care îl ia pentru boala Crohn este eficient și stăpânește boala sau nu. Dar datele despre microbiotă, că despre ea vorbim, se poate face o cuantificare a microbiotei, dar nimeni nu știe în toată lumea să ne spună o formulă exactă care colonii sunt bune, care nu. Deci toate datele sunt în studiu și vor urma în următorii ani. Și probabil că vom putea face și transplant fecal de modificare a florei, nu cum se face acum, ci prin înghițirea unor pastile cu culturi din anumite tipuri care sunt așa numite sănătoase. Aha. Aflăm astăzi destule vești bune. Doamna, în legătură cu noi, dacă vreți să interveniți sau să puneți o altă întrebare, vă invităm. Nu înțeleg de ce nu pot să mănânc, adică care este cauza, de ce nu pot mânca cartofi și produse pe bază de drojdie? Adică ceilalți pacienți pot, au problemele astea? Asta mă interesează. Că... Dacă ați întâlnit... Da. Nu, n-am întâlnit așa, poate cum spuneți dumneavoastră. Poate cel mai bine ar fi să vorbiți în prima etapă cu un alergolog să vă testeze dacă nu cumva faceți alergie. Fiindcă există o serie de alergii alimentare, inclusiv la drojdie și la cartofi. Și asta se pot testa alergiile. Da, mulțumesc frumos! Cu drag. Și nu uitați ce v-am spus, să ne întâlnim cu un nutriționist deocamdată virtual la începutul septembrie, așa că puteți să puneți întrebările și chiar să vedeți cum vă puteți face testele astea, dacă tot ați aflat acum. Mulțumesc! Cam asta a fost agenda noastră, draftul nostru de agenda, subiectele primite. Dacă dintre participanți doresc să mai pună întrebări în ultimele minute, nu? Că mai avem 2 minute până la finalul sesiunii, vă invităm. Eu am pus aici pe prezentarea noastră câteva imagini de la Timișoara, pentru că sunt conectați pacienți și din alte orașe, din țară, acum cu noi. Și voiam să vadă că la Timișoara se desfășoară proiecte frumoase pentru pacienții cu boli inflamatorii intestinale, de aceea câteva poze sunt inserate în prezentarea noastră. Bun. Deci întrebări nu sunt, văd. Trebuie să ne promiteți, domnul doctor, că data viitoare o să aveți un semnal mai bun. Bine. Pentru că am un scurt circuit acasă și, din păcate, trebuie să vorbesc de pe telefon, nu de pe calculator. Că asta e motivul. Dar astea sunt previzibile. Bine că am reușit să ne conectăm de pe telefon, să vedem partea pozitivă. Noi ne-am bucurat că v-am revăzut. Cu siguranță pacienții dumneavoastră s-au bucurat. O ocazie și pentru și ceilalți spus din țară să vă cunoască, pentru că probabil văd pe site-ul asociației întâlnirile de la Timișoara. Și probabil vom relua undeva pe toamnă, iarnă, dacă nu ne putem vedea altfel, vom relua o sesiune online care să ne promiteți că aveți semnal bun și putem să stăm de vorbă. Cu drag, promit. Da? Toate cele bune, numai bine. Atunci vă mulțumim și să ne vedem cu bine. Bine, cu asta sesiunea noastră s-a cam sfârșit. Vă mai anunț pe 20, da? Pe 20 ne întâlnim cu endocrinologul la începutul lunii septembrie cu un nutriționist. O să anunțăm de fiecare dată.
pregătiți-vă agenda, pregătiți-vă întrebările astea, încât să putem să purtăm niște discuții țintite cu următorii specialiști. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc tuturor și să ne auzim și să ne vedem sănătoși. Seară bună! Mulțumim! Cu drag!